Răzvan și Oana Oprică locuiesc în Luton de câțiva ani. Chiar dacă sunt atât de departe de țară, de familie, de toți cei dragi, sărbătorile îi aduc mereu acasă, măcar cu gândul. Vrem să le urăm toate cele bune cunoștințelor, prietenilor, familiei, tuturor românilor. Să nu uite că sunt români, să nu-și uite obiceiurile, indiferent unde s-ar afla. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români. La mulți ani. Tradiționala fasole cu cârnați nu are același gust ca acasă, dar nu lipsește niciodată de pe masa de 1 decembrie. Oana și Răzvan spun că nu vor uita niciodată că sunt români. Deși suntem departe de casă, nu ne-am uitat tradițiile, sărbătorile. Suntem în Anglia de 3 ani, încă nu am reușit să ajungem acasă. În primul an nu au fost posibilități, în al doilea an din cauza locurilor de muncă și anul ăsta cu pandemia. Sperăm măcar la anul să ajungem. Ziua României a fost și în America. Mă numesc Galina Jigala și locuiesc în Statele Unite de 15 ani. Și aș vrea să transmit și eu un mesaj de felicitare pentru țara mamă, România. La mulți ani, România! La mulți ani, fii și fiice ale României! Și românii de peste Prut au transmis cele mai calde urări fraților din țară. Numesc Zinaida Frunză. Sunt o basarabeancă din Republica Moldova. Vrem să vă felicităm cu această frumoasă sărbătoare. Vă dorim sănătate, prosperitate și mulți, mulți ani înainte și toți uniți într-o Românie mare.